Joe și Jill Biden au pregătit Casa Albă pentru primul lor Crăciun la reședința prezidențială. Tema din acest an a fost denumită cadouri din inimă, iar ornamentele alese sunt întmenite să omagieze angajații care se luptă cu pandemia de coronavirus. Însă fiecare cameră a locuinței prezidențiale a fost dedicată unui anumit domeniu profesional. 41 de brazi, peste 78.000 de lumini, aproape 2.000 de metri de panglică și peste 10.000 de ornamente, toate au fost montate pentru Crăciunul de anul acesta de la Casa Albă. Peste 100 de voluntari au petrecut o săptămână pentru a decora interiorul reședinței prezidențiale americane. Prin decorațiunile alese, cuplul prezidențial a vrut să omagieze asistentele, medicii, profesorii și angajații din magazinele alimentare care au lucrat pe parcursul pandemiei. În plus, un brad a fost împodobit în onoarea militarilor americani și a familiilor acestora. Alte camere au fost decorate special și dedicate anumitor domenii, ca simbol al păcii și al unității. În camera albastră, unde se află bradul oficial al Casei Albe, au fost folosite ornamente sub formă de porumbei. În același timp, camera roșie a fost decorată pentru a reprezenta darul artelor spectacolului, astfel că au fost incluse instrumente de alarmă, iar în jurul bradului au fost puși pantofi de balet, de step și note muzicale. Biblioteca a fost decorată cu păsări și fluturi creați din ziar reciclat.